și-a creat propriul automobil. Nu are vreo marcă sau renume decât produs în izvoare, susține stăpânul. Este foarte comod și econom, spune Afanasie Chihai, care acum câțiva ani s-a gândit să-și construiască singur o mașină. Din mirea nu poți să spun, proizvosul din izvoare. Din teți deosebești că este motor de motobloc. De motobloc, de 12 cai putere și poftim, l-am așa dat. Asta, tăti, rama, asta nu e ramă, numai cât piridocul și zadocul de mosfici și coropca. Ruliu tot, dar este fain tot făcut de mâinile astea. Și unde îmi trebuie, mă duc și fac și îmi trebuie. Și gata, până am ajuns și la Țale Grad, dincolo de Drochi am fost, la Bălți, la Soroc, la Florești, unde îmi trebuie, tot mă duc. Eu când pornit să o fac, eu am grăit la Florești, am grăit cu oameni mari, am grăit. Și că eu vreau să fac așa, fără grijă, fă. Numai una, băutura, la rus nu și bășe, pravi la tăștie. După 20 cai puterii, trebuie să o registrez. Dar ăsta nu are 20 și așa la tot la fel n-are. Și nu trebuie registrat. Tot mai bun nu poate și calul, căruța nu face nimic. Faz de asta. Este și un litru jumătate, mă lăsă că vin înapoi. Cu un litru jumătate de solar. E tare economie. Cu celui solar duci la Florești, vine apoi și problemă. Meșterul este cunoscut departe de raionul Florești și pentru lucrările sale în construcție. Bărbatul a construit casea în Chișinău, Bălți, Orhei, Cricova și Soroca. Pasiunea pentru meșterit vine din copilărie. Numai avioane nu a făcut, spune bărbatul. La Bezien, la școală, am învățat lemnerie, meseria oleacă. Asta la școală, lucru manual, nu numai pe mine. Puteți copii. Și după aceea, am închidat școala, am fost pe două luni la un om. Am fost. Că cum se văd măsura. Și de lemnărie și constructor, am clădit, am șcatorit și am țimintuit mai scurt, numai nu știu. Dar la cine a făcut niște figuri acolo, dacă îți vedeți la mine la căsuța așa, făcut niște elemente frumoase, făcut așa, casă normală. Când omul după ce mântuiam casa pe el era mulțumit și nu știu cum să... Tot normal, bine, frumos. Ca orice producător, Nea Fănuță, cum se mai spune în sat, a dorit să-și modernizeze creația. Astfel, după primul său automobil și al doilea care l-a făcut împreună cu ginerile pentru acesta, acum muncește la cea de-a treia mașină. Aia asta e cu cald, se numește. Iarna, când te duci undeva la dos, nu te plouă, nu te bate vântul, dar și aia am, dacă nu ne duci de 20 de ori să o vând pe și aia. Și nu o vând până nu o fac, am spus, până nu o fac teasă, nu o vând pe și aia. Dar de vândut nu o vând nici pe una, nici pe alta. Lasă-i să șadă. Câți bani vă trebuie ca să facă? Cât? Să coate, motorul ăsta costă 18.000. Motorul 18.000. Rama este, ea am dat 3.000 pe mașină. 3.000 pe mașină. Și lucru, am lucrat atâta ani de zile eu, de sap, cum? E undeva și vă 50.000 liberi asta. Bărbatul spune că și-ar fi cumpărat de mult o mașină, dar nu a vrut, pentru că și-a dorit una făcută de mâinile lui. Dovadă că automobilul i-a reușit sunt și cererile de a construi la comandă asemenea mașini. N-am învoit de asta, că eu am putut să cumpăr cu 30 de ani în urmă, dar n-am vrut mașină. Eu motocicletă am iubit, motocicletă. Și mă numai cu motocicletă mers, cu mașina merg pe dânsa, dar nu-mi place. Îmi pas, eu mă tot să caș. Aia este a miele făcute de mine, a mie. Ei, vă trei luni de zile în urmă, au venit și făi într-o șinătă. Și de să dau cuiva ani. Și apoi eu mă apuc, dar așa nu. Ani ăștia îmi fac tătnie, ani. E 81 de ani și vreți, cât. Nu e ce, gata.